Găurește. Ce să-i mai fac? Ce teste mai vreți să-i mai fac? Ce să-i mai fac? Am înșurubat, am găurit în lemn, am dat gaură în fier. În ce vreți să mai dau? Ce vreți să-i mai fac? Am filmat 45 de minute, o să împart clipul ăsta să văd cum îl împart. Ce vreți să-i mai fac? E caldă, n-am cum să vă arăt cât este de caldă, dar e caldă. Hai să vedem la acumulatori. Vreți să ne uităm la acumulatori? Cum sunt înăuntru? Ce au? După aia, nu știu ce să-i mai fac, nu știu ce teste să-i mai fac. A mers, eu am sperat că cedează. A cedat mandrina. În rest, și schimbătorul ăsta e o mare porcărie. Acum parcă s-ar mai duce până la capăt. În rest, motorul are forță, ea e construită destul de prost așa, dar motorul e bun în ea. E un motor care are forță. Hai să vedem dacă pot să desfac acumulatorii. Am un bit de la Bosch, un Torx de 15, dar e rupt vârful, poate merge să-l desfac. Altul nu am. Au șuruburile astea, holșuruburile astea în Torx, hai că merge. Le desfăceam numai decât cu autofiletanta de la Makita, dar am acumulatorii jos, îi țin în casă pe timp de iarnă. Mesile să mă duc să-i mai iau. Asta merge foarte ușor, uite cu asta de aici. Nu mai pot, mă doare foarte tare mâna dreaptă, cred că m-am prostit un pic. M-am și lăsat pe ea, am forțat-o, am vrut să-i văd capacitățile și cred că la noapte iar mă vai de mână. Are scociul ăsta care nu ne lasă să-l desfacem, dar îl tai eu, nu e nicio problemă. Hai să vedem. Iau un cutter. Of. Ia să vedem dacă merge să-l tai. Așa. Pe partea altă nu mai e nevoie. Deci înăuntru, așa se prezintă, are 4 celule de 1500 de miliamperi. Nu știu dacă se vede, hai să-l pun așa că vedeți mai bine. Are 4 celule, scrie pe ele 3,7V și 1500 de miliamperi. 1500 de miliamperi. Un acumulator simplu, nu era că nici eu nu m-aș fi așteptat la altceva. Da? Deci 4 celule sunt, dar nu scrie ce fel de celule sunt astea, cine le fabrică. Na, 4 celule, 3,7V. Ce nu înțeleg eu și admit lucrul ăsta, că nu mă pricep foarte, foarte bine la electronică. Deci dacă pe o singură celulă scrie că este de 1500 de miliamperi oră, asta înseamnă un amper jumate, nu? Un amper jumate și atunci ar trebui să aibă 6 amperi chestia asta? Unde greșesc? Spuneți-mi unde greșesc, ca să știu și eu. Deci 1500 de miliamperi, un amper jumate pe oră. 3,6 ar trebui să fie, nu? Evident că eu greșesc undeva, dar nu știu unde. Aștept să-mi spuneți voi în comentarii. Nu știu foarte multe, nici eu. Nici nu m-am băgat până acum să le desfac, sincer, să fiu acumulator, să văd. Ia să vedem dacă mai reușesc să-l pun la loc așa cum era. Măcar să mai reușesc să-i pun așa cum erau ei la loc. Ăștia. Asta ar trebui să vină în arcul ăla de acolo. Uite, cam așa. Cam așa. Da. Pun șuruburile la loc. Ați văzut și acumulatorii cum arată înăuntru. Hai să tragem și câteva concluzii de final, așa că ăsta este unul dintre cele mai lungi clipuri pe care le-am făcut până acum, dar a fost o provocare și pentru mine și am zis că dacă tot prind așa ceva în mână, să-i facem și câteva teste. Deci concluziile mele sunt, au niște motoare eficiente, puternice, motoarele sunt bune, au forță, se descurcă, n-am ce să le fac.
Construcția lor tehnică este foarte proastă, adică butoanele, reglajele sunt de calitate foarte slabă. Mandrina este foarte proastă și foarte descentrată și ați văzut că la e foarte bine. Eu acum am și am forțat-o și prostește în ideea ca să să-i fac un test cât mai chinuit, să-i spun așa. Asta a fost și ideea, să vedem până unde are ea limita. Da. Ce spuneam? Deci mandrina, eu acum, da, bine că nici nu o să folosesc ca bară, nu știu ce să fac cu ea. Probabil că o mai țin să mai mă distrez un pic cu ea. Trebuie strânsă cu amândouă mâinile, autolocul nu mai funcționează. Nu se încălzește, cine știe ce, având în vedere că am forțat-o, ați văzut că am tot forțat-o prin șocuri, îi tot dădeam că se închidea mereu și îi tot dădeam mereu curent din acumulator și iar încercam să forțez și să înșurubez până la capăt. Ce altceva? Ăsta, schimbătorul ăsta e praf. Ideea care era? Ați văzut, uite, eu am lucrat adineori cu ea, poate și unul dintre voi ați fi avut aceeași nevoie să lucrați cu ea și să înșurubați ceva mai puternic sau să dați o gaură undeva. Vă lasă mandrina să strică, dar ce faceți cu ea? De unde îl mai luați pe ăla de la cel care v-a vândut-o? Așa, dacă luați aceeași chinezărie, să știți, aceleași porcării, Panzer, Steinhaus. Nu știu, Parkside-ul am înțeles că acolo e o chestie foarte bună, că îți dă 5 ani garanție. Dacă vii cu ea acasă, ai pus-o la treabă și, nu știu, s-a întâmplat ceva, te duci cu ea în magazin, îți dă alta sau îți dă banii înapoi pe ea. Deci, aveți cel puțin o garanție. Așa, eu dacă aș fi cumpărat-o pe asta, dădeam 250 de lei pe ea. Ce făceam acum? Ce făceam? Nu? Rămân cu banii dați. De asta vă spun. Ar face treabă, nu spune nimeni că nu face treabă. Înșurubează, găurește, mai greu, mai încet, mai... Eu nu sunt obișnuit cu astea, am sculele mele profesionale și m-am obișnuit cu ele, lucrez cu ele, am forță, viteză și comoditate maximă la lucru. Nu sunt obișnuit cu astea, dar poate nu mi-aș fi permis ceva mai scump și aș fi luat-o pe asta, să spunem. Dar nu o luam de la băieții ăștia, o luam dintr-un magazin unde să am și o garanție, că totuși am dat 200 de lei, dar măcar de 200 de lei să facă. Să, nu știu, am o treabă, zic, bă, mi-am scos banii cu ea. Da, eu n-am la ce să o mai testez în acest video, am testat-o la toate testele posibile. Poate să mai fac un clip cu ea de distracție, să vedem. Dacă aveți ceva idei, să o testăm, să o, nu știu, pentru cine a urmărit clipul meu și celălalt clip și totuși vrea să-și cumpere în continuare chestia asta. Vrei un test anume? Spune-mi și facem. Nu știu, ce vrei tu să testezi la ea? Deși mă tem că nu prea mai e nevoie. Cam atât pentru clipul ăsta. Probabil, cel mai probabil că o să-l împart în 2 sau 3 episoade, pentru că nu cred că o să pun cât e acolo. S-a dus la aproape o oră. Da. Ne auzim data viitoare la următorul video. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-am fost util cu acest video sau cu această serie de videoclipuri. Până data viitoare, să aveți mult chef de treabă, să fiți sănătoși și numai bine!